Ce mă bucur să ne revedem! Știi, ascultam puțină muzică. Cred că și ție îți place. Știi, pentru mine este așa interesant când ascult câteva acorduri și mă gândesc cum scriu compozitorii muzica. Notele de pe portativ se compun și se recompun cu durate, pauze, în măsuri diferite și cred că apare melodia. Uite, azi am o provocare pentru tine. Îți propun un joc. Călătorie în care întâlnim provocări cu unități de măsură pentru lungimi și la fiecare oprire vei primi ca recompensă o notă muzicală. Te prinzi în jocul meu? Și acum să pornim la drum. Voinicul pădurii și viteazul pământului au nevoie de câte o cingătoare nouă. Ce instrument folosești pentru a măsura talia fiecăruia? Dacă ai răspuns metrul de croitorie, ai răspuns corect. Felicitări, ai primit nota 2. Compară taliile celor doi voinici și spune cine are talia mai mare, transformând în centimetri. Corect dacă ai obținut 130 cm mai mare decât 110 cm. Felicitări, ai primit nota Re. Să mergem mai departe. Uriașul eliberează cărarea dacă îi spui ce înălțime are în metri. Dacă ai transformat decimetri în metri și decametri în metri și apoi ai realizat suma și ai obținut 27 metri, este corect. Ai primit nota Mi. Nuturile audio se laudă că dacă își întinde aripile, are de la un vârf la altul peste 100 de milimetri. Calculează și spune dacă este adevărat. Dacă ai transformat centimetri în milimetri și decimetri din nou în milimetri, apoi ai calculat și ai obținut 123 milimetri, este corect. De data aceasta, ai primit nota Fa. Ce instrument pentru măsurarea lungimii bușteanului îi poți oferi spiritușului dansator ca să îi libereze cărarea? Cu siguranță ai răspuns ruleta. Spiritușul a eliberat cărarea, iar tu ai primit încă o notă. Este nota Sol. Căsuța de lemn are nevoie de uși și ferestre noi. Ce instrument pot să-i ofer tâmplarului ca să măsoare lungimile? Cred că ai răspuns corect, metrul de tâmplărie. Primit încă o notă muzicală, nota La. Ciuperca jucăușă mai are o provocare pentru tine. Privește cu atenție și calculează lungimea totală a drumului parcurs în kilometri. Ai
ai transformat fiecare unitate de măsură în kilometri, apoi ai realizat suma și ai obținut 11 kilometri. Acesta este răspunsul corect. Bravo! Ai primit nota C. Acum, pentru că ai ajuns la final, primești de la Ciuperca Jucăușă, ca bonus pentru călătoria ta, nota 2. Acum am așezat pe portativ toate notele în ordinea în care le-ai primit. Că da, ai obținut gama do major, este un fel de alfabet al muzicii. Iar pe portativul al doilea, da, ți-ai amintit, este arpegiul, acea succesiune de patru sunete muzicale care arată înălțimea treptelor principale dintr-o gamă. Și acum nu-ți rămâne decât să te joci cu notele muzicale și să compui. Succes! Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.